Etapa cu numărul 16. Ghindia întâlnește pe Rapid. Pierde Dandea. Acesta este Matiș. Matiș pasă scurtă la Florea. Florea șutează! Prinde în doi timpi Horaciu Moldovan. Corbu trece, a greșit acolo Junior Moraiș. Corbu pasă înapoi și un șut al lui Florea ratat dintr-o poziție foarte bună. Florea a venit bine cu latul ăla să dirigeze mingea spre vinclu. Într-adevăr, era execuția tehnică cea mai potrivită. Da, vine, se așează, numai că cred că mingea îi țopăie un pic. Încercat acea degajare rectilinie, paralelă cu gazonul. E, aici este o mare problemă pentru arbitru, se uită la asistent, comunică cu asistentul. Decizia este lovitură liberă, pentru că faultul s-a produs în afara careului. Probabil ca să fie auzit mai bine de asistent. E, unde este piedica asta pe care o pune Corbu? Și ce anume sancționezi? Piedica sau ținerea? Ia să vedem. Până la urmă, decizia este aspră pentru Chindia. Cartonașul roșu arătat lui Corbu. Până la urmă, Natras Săpunaru, faza continuă, Căbuz reușește să rețină. Întâlnită pe terenul de fotbal, cel care faultează și îmbrățișează victima, șutul în blocaj al lui Bălan și apoi Ștal, care trage mult alături și minge recuperată de Marco Dulca. Dulca pasează foarte bine, scapă singur Florea, Florea apără, mingea ajunge la Iliuță Popa, poarta este goală, Iliuță Popa trage în blocajul lui Dragoș Grigore, o fază foarte periculoasă a recuperarea puternicului Dulca. Dulca pasează, Florea este singur, iese bine Horaciu Moldovan, Florea trage în el, continuă faza. Atenție, Căpușă, e al doilea galben. Căpușă eliminat și Ghindia cu doi oameni mai puțin. Căpușă era cam nervos. Mingea ajunge la Junior Moraiș pe flancul opus. Bună pasa lui Junior Moraiș și șutul în forță, încă un șut și o reluare cu capul, o fază cam întâmplătoare, cam la plezneală, cum ar zice fotbaliștii. Lovitură de cap a lui Marzu, se duce peste, din ce poziție bună, de la Șerban. Și contraatacul lui Neguț. Neguț pierdut între adversari, rămâne la minge. Neguț! Își scrie Neguț! Senzație la Ploiești! Neguț înscrie în condițiile în care echipa sa e cu doi oameni în minus. Incredibil! Iată aici recuperarea reușită de Șerban, noul intrat, și apoi cursa rapidului Neguț. Neguț trece și de Crepulia, trece și de Dragoș Grigore și este foarte calm, foarte inspirat. Se face că trage, mai stă un pas. Da, aici se face că trage, îl culcă aici. Sunt patru jucători ai Rapidului în atac contra patru apărători. Vine pasa și este gol. Este gol marcat de Rareșilie. Gol marcat de Rareșilie la o fază foarte bine construită. Acolo a fost aventura lui Rumpulacu. Rapidului nu este offside. Apare excelent Rareș. Rareșilie bine servit cu acest asist de către Marzuc. Și Rareșilie egalează. Minge câștigată de Dulca. Continuă Dulca. Corect, Dulca și scapă, scapă Iliuță Popa, Iliuță Popa în careu, gol!
aceasta. Dulca este impecabil, este insistent, reușește să scoată de două ori mingea din picioarele adversarilor și apoi îl lansează perfect pe Iliuță Popa și Iliuță Popa arată aici ca un vârf adevărat. În ultimele 10-15 minute, pentru că au mult de alergat, iată o minge care sare, extraordinară intervenția lui Căbuz. La prima etapă, Rapidul a câștigat cu 1-0. Iată-l pe Romario Moise încercând să înscrie și Rareșilie. Lângă el Neguț, Rareșilie șutează! Frumos! Foarte frumos șutul, bună și intervenția lui Căbuz. O, se întoarce bine Bălan! Șutul lui Bălan! Ce reflex are Căbuz! Este Iliuță Popa. Centrarea lui Junior Moraiș! Și este gol! Mi s-a părut că este offside, dar golul, Faniul rămâne jos. În imagine este Marzuc. Pe atacul Rapidului este asistentul Sebastian Gheorghe, unul dintre asistenții buni, asistent FIFA. Marzuc face 2-2. Ia să vedem. Este offside. Este offside. Este offside. Să te ții declarații acum, să te ții scandal, să te ții proteste. Chindia putea să plece cu 3 puncte și să facă o mare minune aici pe stadionul Ilie Oană.